Fugi, Alex, ne vedem la 4. Până atunci stau cu prietenii mei, internauți și vloggeri pentru o nouă ședință. Fără ședința asta mai avem 6 ședințe și dau de examen și iau carnetul și spaima așa se repede. Opa, șica! Bine! Păi nu-ți dă toată lumea, mă, dar uite-te în oglindă, deci nu ai voie să faci așa ceva. Dar de ce mă uit în spate? Mașina parcă nu-mi trage așa, mă, nu? Îmi țineți piciorul pe frână? Frâna de mână? A, da, bravo! La început, pe care mai eu l-am trecut și dumneavoastră l-ați picat. Și ce mai ziceți? Eu nu prea folosesc, dar e ok. Aoleu, e verde? Da, da. Cât am lipsit? 2 săptămâni. Încep să cred că e mare minune dacă îmi iau carnet de șofer. Mă gândeam în seară cum o să fie. Păi da, asta e important, că ai, da, ai 2 tone la piciorul și la mâna ta și trebuie să le știi să le strunești. Mama dragona. Nu există așa ceva, Claudia. Nu ai voie. Trec, da? Este foarte aproape de spatele meu, nu ține distanța. Da, vezi că aici aveai limită de viteză și te-am simțit că ai văzut indicatorul. Eu cred că merg mai încet de orice limită. Face stânga la semafor, stai așa. Și mai trebuie îndreptat scaunul puțin. Hai și noi să vedem dacă putem să intrăm fără să blocăm intersecția. Hai, go, go! Bun, trage pe dreapta. Dă-i voie, deci după stația de mașină, la câți metri poți să oprești? Și înainte, da? Vezi că aici lumea merge mai departe. Cum a fost camionul ăsta, Dumnezeule? Păi, pentru că nu l-ai te-ai uitat în oglindă, de aia. Păi nici nu vedeam. Păi ce să nu vezi? Păi te uiți în oglindă. Mă, ți-am de aici. De la? Camionul ăsta. Rămâi cu semnalizarea mai mult timp. Te-am spus, măcar vreo 50 de metri. Te oprești unde ai vizibilitate. Bine, treceam acum. Hai, treci! Ventă! Încearcă să mergi pe o bandă. Dacă n-ai loc pe banda asta, te duci pe următoarea. Da, dar cedându-i trecerea lui în spate. O dasem în prima ședință că ai piciorul fin. Ce vrei să demonstrezi acum că am greșit? Mai apăsa și atare pe accelerație. Adică încearcă și tu să... Păi da, asta nu-i încrederea. Asta înseamnă grosir. Și accelerează și tu să nu se simtă că primi șuturi în fund. Păi nu știu ce vrei, mergem înainte să facem la dreapta. Ia, mergem pe direcția înainte. Ca să facem stânga. Ia, mergi și înainte. Da, dacă eu nu spun frână, nu te prinzi tu că ai semafor aici. Dar eu am piciorul pe frână. Păi și de ce nu pui frână? Nu, păi... Nu știu, mă, e verde, nu trebuie să pornești. Stânga, da? Da, zi și mie semnalizarea ta, da, privire la sensul giratoriu. Dreapta. Și parasez cu stânga. Intri cu șuturi în fund, nu? Intri cu stânga și parasez. Da. Serios? Da. Păi, da, pentru că, a, pentru că faci stânga. Dacă ai face pe prima la dreapta. Stânga, deși intrăm într-o intersecție. Păi, la tocmai am zis că merg pe bun simț. Dacă erau, uite, s-au oprit oricum. Mai bine se oprea acolo și nu știu. Vezi cum se ce destrecerea, vezi, ai tramvai din stânga, din dreapta, uite-te și tu. Bine, bine, niciodată. Hai. Semnalizezi dreapta. Face în dreapta acum. Eram cu semnalizarea dreapta, nu știu. Te vezi că aici ești între blocuri? Ai grijă, poate să-ți iasă copii, bătrâni, între mașini, căței, pisici, șuricei. Ia uite-le și pe asta ce tare mergi. Păi relaxat e bine. Păi da, da, nu e regulă, când simți trebuie să tragi pe dreapta, indiferent când de asta și închizi geamurile, închizi asta, de-aia drumul la aer condiționat și te tragi pe dreapta puțin. Da, facem dreapta acum. După care facem virea stânga. Și de ce ți-ai încurci mâinile în halul ăsta? Colega mea? A, colegul? Colega! Colega! Bună! După ce că ești prea...
Crafau la atenție. Da, da. Ia, ce mai pulverizezi și tot ce... Mamă, ce bine îi merge. Da, mă, da. Ea sigur știe mai bine decât mine. Din dreapta, uite-te în dreapta, deci nu treci. Păi și dacă vezi că trece tramvaiul, de exemplu, uite, da, uite. Te duceai, blocai intersecția. Păi exact, te duceai, uite, deci nu mai trecea autobuzul. Da, exact. Ia-ți, mă, băiat, o bicicletă, că nu-i normal ce faci. Hai, mă, dă-mi și mie voie. Știi că n-ai voie. Știi că n-ai voie. Hai, mersi. Asta că ți-am dat eu voie, altfel nu aveai voie să treci pe acest semn. Dar domnul mi-a dat semn. Chiar dacă ți-a dat semn, nu există așa ceva. Ia mâna, pune mâna pe popolan. Ia să mai facem și noi, Alex, un autostop. Ia să mai facem și noi un grup expres. Colegul meu, succes! Știți, dar până mă uit cu colegi. Ia uite și colega ta de... Unde? Colega mea! Da, hai. Facem dreapta. Nu, eu prima. Ar fi bine, da! Ai auzit? Asta... Nu facem stânga aici! Mă, stânga aia înseamnă să întorci! Aoleu, păi făceam de mult schema asta, dar eu cum încercam să întorc acolo! Păi, da, ți-ai... Hai, du-te, da! Hai, este o linie continuă pe care nu avem voie să o încălcăm, da? Deci pe aici, semnalizezi, te uiți în stânga dacă ai... Pe acolo sau pe acolo? Pe acolo! Pe la trecere? Pe la trecere, mă, pe la trecere, mai ce să cauți cu mașina pe trecerea de pietoni? Ce întrebare e asta, Claudia? Păi, dar nu am. Păi nu, păi pe aici, deci între bordură și linia continuă, că să ne încheiem și... Colega. Care colega? Lasă-mi pace, da. Nu face stânga acum. Bă, semnal. Ce ai, mă, că e verde, semnal pe stânga într-una, mă. S-au trezit ăștia cu semnalul tău.